Salut, prieteni din nou, Ilie! Bine ați venit la un nou clip de-al meu. Astăzi vom face un clip diferit. Este vorba de prăjiturile viitorului sau de răvașe. Sunt niște prăjituri tipic chinezești, provin din China și această tradiție a venit din China în Europa cu acele tipuri de prăjituri. În momentul în care le desfaci, găsești un răvaș cu un mesaj, cu ceva referitor la tine, așa se spune că aceste prăjituri îți prevăd viitorul sau îți spun viitorul. Hai să deschidem și noi și să vedem. Așa, bun, luăm primul răvaș. Asta e răvașul. Prăjitură tipic chinezească. Sau prăjiturile viitorului. Dacă aș putea să le desfac. Ce-i acolo? Folosim dinții. Bun. Am desfăcut-o cu dinții, fiind se desface foarte greu. Dacă putem observa răvașul. Bun. Se rupe în două. Și găsim un mesaj. Prăjitura se mănâncă, ambalajul nu. Buna dispoziție pe care o aveți este molipsitoare. Asta știu. Bun, mai departe, următorul. Desfacem pe următorul. Asta s-a desfăcut mai ușor. Să vedem dacă îmi spune numai de bine. Prăjiturile vi le dau vouă. Căminul dumneavoastră este un loc plăcut care va aduce multă bucurie. Extraordinar, asta știam. Următoarea. Și asta s-a desfăcut. Două vorbe urmează fapte. Sunteți capabili să treceți peste orice obstacol. O, frumos. Cam asta a fost în acest clip. Alina nu mă mai lasă să desfac, vrea să desfacă și ea, fiindcă vrea să-și vadă și ea viitorul. Așa că celelalte răvașe vor fi deschise de Alina. Eu vă mulțumesc de vizionare. Sper că v-a plăcut acest clip interesant și amuzant. Aceste răvașe le găsiți în Lidl, la compartimentul de prăjituri și panificație, la dulciuri, cam prin zona aia. Așa că, dacă v-a plăcut, dați un like, un share, abonați-vă la canal și un click pe clopoțel și până data viitoare, numai bine, la revedere!